Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre efectul Gloria, un fenomen extrem de rar, surprins pe muntele Ceahlău. Se vorbește de multe ori despre fantome sau apariții înfricoșătoare. În multe situații sunt fenomene naturale care pot fi ușor explicate de specialiști. Puține sunt iluziile optice naturale mai memorabile și mai spectaculoase decât cele ocazionate de întâlnirea cu un spectru broken. Nu e de mirare dacă până acum n-ați mai auzit de el. Pentru a se produce, e nevoie ca observatorul să se afle pe un vârf de munte învăluit în ceață sau un nor cu soarele în spate, aproape de linia orizontului. Rezultatul este o imagine fantomatică uriașă învăluită într-un halou auriu sau în culorile curcubeului care vă imită toate mișcările. Numele Brocken este împrumutat de la vârful omonim din munții Harz, din nordul Germaniei. Și asta pentru că acolo, în anii 1700, a avut loc prima întâlnire documentată cu spectrul. De atunci, turiștii vizitează zona în număr foarte mare, sperând să revadă acest fenomen, sau cu vrăjitoarele și demonii despre care pomenesc legendele locale și despre care se spune că apar în noaptea de 30 aprilie, noaptea Valpurgiei. În condiții propice, umbra observatorului este proiectată pe ceață. Picăturile minuscule de apă reflectă lumina soarelui înapoi către acesta, formând un nimb colorat în jurul umbrei. În plus, vântul deplasează ceața, iar spectrul pare că se mișcă din proprie voință. Această iluzie optică stranie ar putea fi explicația numeroaselor apariții de îngeri sau sfinți în locuri aflate la mari înălțimi, în epoci în care oamenii erau mult mai superstițioși. Chiar și la noi, de exemplu, în munții Apuseni a fost fotografiat un spectru broken numit și fenomenul Gloria. Efectul Gloria e un fenomen extrem de rar care se formează atunci când umbra unui obiect sau persoane se proiectează pe un nor sau zonă cu ceață și a fost surprins pe muntele Ceahlău. Fenomenul extrem de spectaculos a fost surprins de curând pe muntele Ceahlău dinspre Cabana Dochia de către un turist din București. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii și un clip cu ceea ce este cunoscut drept efectul Gloria sau spectrul Brocken. Fenomen prin care umbra unor obiecte sau persoane este proiectată pe un nor sau o zonă cu ceață, astfel că umbra apare mărită și se poate observa când obiectul sau ființa respectivă se găsește la apus sau la răsărit între soare și un nor sau o zonă cu ceață. Iluzia optică se mai numește stafia proiectată pe nor sau stafia proiectată pe cer și a fost ultima oară văzută în noiembrie 2020 în munții Buceci. Spectrul Brocken este de fapt umbra mărită a unui obiect sau a unei siluete privită din vârful unui munte și în direcția opusă soarelui, situată deasupra norilor formați din picături de apă uniforme sau deasupra ceții. Umbra siluetei poate fi înconjurată de un cerc luminos. Pentru a vedea umbra, trebuie să ai soarele în spate, o perspectivă largă, cum ar fi cea din vârful unui munte și mai presus de orice, ceață sau nori în partea inferioară, adică să fie între soare și nor sau ceață. Picăturile de apă din nor trebuie să se afle mai jos decât observatorul, iar soarele să lumineze din spate. Cu cât pătura de nor se află mai jos, cu atât umbra va apărea mai mare, iar mișcarea continuă a norilor va face ca ea să se miște, dând impresia că e vie. Formarea se datorează, repet, picăturilor care difuzează lumina soarelui, creând fenomenul colorat de dispersie. În acest context, specialiștii avansează teoria potrivit căreia acest fenomen Gloria se află și în spatele numeroaselor viziuni și apariții de îngeri sau de sfinți semnalate de diversi martori în zone izolate aflate la o altitudine foarte înaltă. Un fotograf amator a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu un fenomen optic extrem de rar, surprins pe vârful Cozia din Vâlcea. La finele anului 2020, doi fotografi au imortalizat fenomenul Gloria, spectrul Brocken sau spectrul Montan, cum mai este el cunoscut, pe vârful Cozia, în Parcul Național Cozia din județul Vâlcea. Unul dintre protagoniști a postat apoi imaginile pe rețelele de socializare. Fenomenul Gloria întâlnit pentru prima oară mi-a creat atâtea emoții încât toată ziua am fost sub această stare de bucurie. Faptul că au durat condițiile atmosferice, ceața în față, soare în spate, munte, linia orizontului, mi-am permis să încerc mai multe compoziții fotografice în care se includ fenomenul Gloria, vârful Cozia, a menționat Elena Simion pe pagina sa de Facebook. Dacă practici alpinismul, vei avea surpriza să vezi efectul, fenomenul Gloria, cunoscut și ca spectrul Brocken. Acest lucru e posibil dacă te-ai urcat la o altitudine considerabilă la momentul și timpul potrivit când soarele se află în spatele tău. Atunci, dacă privești în jos într-o ceață care domnește practic sub tine, s-ar putea să fii martor la o viziune obscură a spectrului Brocken.
E umbra ta pe care o vezi proiectată jos pe ceață înconjurată de un inel de lumină asemănător unui halou. Efectul Gloria, care proiectează umbra lungă pe un halou de curcubeu, necesită soare, o persoană pe vârful unui munte sau cel puțin undeva unde este o altitudine mai mare decât orizontul și un strat de ceață dedesubt. Spectrul e întotdeauna afișat exact opus soarelui. Gloriile sunt adesea văzute de cei care călătoresc pe aer, care văd umbra avionului lor proiectată pe norii de mai jos. Acea umbră se va deplasa de-a lungul vârfurilor norilor, la fel ca și avionul, cu viteză prin aer și va fi înconjurată de lumină. Cum spuneam, spectrul Brocken vine de la numele Brocken, un vârf în munții Harz din Germania. Această regiune e cunoscută pentru cețile frecvente. Se spune că Johann Silberschlag, un teolog german luteran și om de știință naturală, a descris spectrul Brocken în anul 1780, de atunci acesta a fost amintit și în literatura de specialitate din mai multe țări. Uneori umbra într-un spectru Brocken va apărea enormă, dar aceasta este doar o iluzie optică, spun specialiștii. Brocken este cel mai înalt vârf al munților Harz și cel mai înalt vârf din nordul Germaniei, având o altitudine de 1142 de metri. Acest munte minunat e situat lângă Schirke, în statul german Saxonia-Anhalt, între râurile Weser și Elba. Brocken are legendele sale cu vrăjitoare și diavol. Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1132, scriitor și om de stat german, a folosit astfel de legende în piesa Faust. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au descoperit că în condițiile adecvate ceții, pe măsură ce stau pe munte, poate fi proiectată o umbră uriașă care este chiar a lor. Bineînțeles, în trecut, mulți oameni au crezut că ceea ce văd sunt apariții ale unor forțe supranaturale. Nu există un obiect clar vizibil din perspectivă fizică care să stabilească un adevărat standard de dimensiune care face iluzia optică să pară atât de gigantă. Capul figurii din umbră este adesea înconjurat de halouri strălucitoare, definite ca inele de glorie de lumină colorată care apar direct în sensul opus soarelui atunci când lumina acestuia se amestecă cu un nor de picături de apă uniformizate. Legenda spune că un alpinist, ajuns pe vârful Brocken, a fost șocat de o apariție bruscă a unei forme umane în ceață și a căzut în valea de dedesubt. În esență, acesta a fost ucis de propria-i umbră. Alții spun că cei care văd apariția vor muri chiar a doua zi. Spectrul Brocken este, de fapt, un fenomen științific și poate fi manifestat în condițiile atmosferice corecte în multe locuri în întreaga lume. În vremurile moderne, meteorologii sunt familiarizați cu efectul de spectru Brocken, iar internetul e plin de diverse exemple și imagini ale vizionărilor. Sute de turiști au urcat și în anul 2020 muntele Ceahlău pentru a fi în zorii zilei de 6 august prezenți la fenomenul lunii cunoscut sub denumirea de piramida holografică. Condiția de a vedea acest fenomen e de a ajunge înainte de răsărit pe vârful Toaca și să ai noroc de un cer senin. Din punct de vedere științific, piramida e o intersectare a umbrelor muntelui în momentul în care soarele își face apariția. Cunoscătorii muntelui Ceahlău spun că piramida poate fi văzută în mai multe zile la rând și la răsărit, dar și la apus. În 2019, efectul piramidei holografice a fost dublat de spectaculosul fenomen denumit efectul Gloria sau spectrul Brocken. Potrivit Ecology.md. În acest fenomen, umbra unor obiecte sau persoane e proiectată pe un nor sau o zonă cu ceață, astfel că umbra apare mărită și se poate observa când obiectul, ființa respectivă, se găsește între astru, soare la apus sau la răsărit, și un nor sau o zonă cu ceață. Imagini absolut fabuloase au fost surprinse pe 6 august 2019 de lăcrămioara Juncu pe vârful Toaca. Un fenomen ciudat a apărut deasupra vârfului Toaca din masivul Ceahlău și a fost fotografiat de turiștii care admirau norii de deasupra muntelui. Fotografiile cu fenomenul apărut deasupra munților Ceahlău, o siluetă înconjurată de o aură, au fost distribuite pe rețelele de socializare și au intrat în atenția specialiștilor. În timpul unei drumeții pe vârful Toaca, o femeie a fotografiat o siluetă uriașă ce părea înconjurată de o aură colorată. Oamenii de știință spun că, deși rar și foarte spectaculos, fenomenul nu este necunoscut. Ei au precizat că are și un nume, Gloria, care apare atunci când o persoană stă pe un vârf de munte având soarele în spate, iar în față un plafon de nori. Astfel, umbra sa uriașă se reflectă în ceață și apare încadrată de un curcubeu. Imaginile și un comentariu despre acest fenomen au apărut pe contul de Facebook Zbor peste munții României. Natura ne face adesea surprize. Britanicul Lee Howdle
se plimba pe dealul Mentor în apropiere de Sheffield, în nordul Angliei, când a avut experiența vieții lui. Vrea să privească Howe Valley, dar a crezut că vede un înger printre nori cu un halou luminos în jurul lui. Acest gen de umbră de dimensiuni gigantice a mai fost observat și în alte locuri din lume. Nu e o apariție divină, nu este o fantomă, e un spectru broken, un fenomen meteo ce se poate produce în vârful unui munte sau al unui deal în direcția opusă soarelui, având ca fundal de proiecție un nor cu vapor de apă sau ceață. Dacă cercul luminos care înconjoară umbra e colorat ca un curcubeu, e vorba despre fenomenul denumit Gloria. E exact ceea ce a observat Lee Howdell. Umbra mea era enormă, a fost prima dată când am observat acest fenomen meteorologic foarte rar, spune Lee Howdell. Spectrul Broken, cum vă spuneam, își trage numele de la punctul culminant al lanțului muntos german Harz, Broken. Acolo a fost observat și descris științific prima dată de naturalistul Johann Silberschlag în 1780. Această iluzie optică creată de natură e vizibilă când un obiect sau o persoană e luminată din spate, având în față o zonă de nor sau ceață. Dimensiunile umbrei sunt proporționale cu distanța dintre obiect și ceață sau nor. Însă spectrul Broken nu se limitează la forme umane. A fost deja observat sub forma unor siluete de avioane, de baloane sau chiar de animale. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând.